Salutare prieteni, bine v-am reîntâlnit și bine ați revenit pe canalul meu astăzi la o recenzie pentru un parfum al casei Inisio. Brand care se află împreună cu parfum de Malie sub aceeași umbrelă. Însă, astăzi voi discuta despre un parfum apărut în 2016, creația lui Guillaume Flavigny, pe nume Divine Attraction. Aici l-am în variantă full size retail, o poveste îndelungată cu acest parfum pentru că inițial eu l-am testat într-un duty free în aeroport. Au avut ei un tester aproape gol, nu mai aveau la raft ca retail parfumul, însă am avut așa șansă să mai prind câteva picături în acel tester, am aplicat pe piele și toată perioada zborului mi-am adunecat încheietura mâinii. Mi-a plăcut foarte mult parfumul, după aceea am căutat pe diferite site-uri, l-am găsit și l-am achiziționat, însă el nu se mai află în producție la cei de la Inisio, deci este un parfum scos din ofertă. Probabil că s-au uitat ei pe site-ul de specialitate și au văzut că este cu un scor foarte jos, lumea are tot felul de remarci negative la adresa acestui parfum și au zis, îl scoatem din producție, lumea nu-l place. Glumesc. Este un parfum care mie personal îmi place foarte mult. Este genul de parfum combinație piele și elemente lemnoase. Deci dacă sunteți pasionați de pielărie, dar o pielărie curată, proaspătă, acesta e un parfum în această direcție. Eu mai am parfumul pe piele, am majoritatea sau o proporție destul de consistentă parfumul pe acest ingredient, mai condimentată, mai animalică, mai balsamică, însă ceea ce am aici eu nu mai am în colecție, deci este unicat ca amprentă olfactivă. Este o combinație de piele curată cu vetiver și cu elemente efervescente curate fresh. În parfum se mai regăsește ISO E Super și cedru, pe lângă nota de piele și vetiver. Eu mai simt și o tendință ușor rășinoasă. Aș suspecta, nu știu dacă aș zice chiar că e tămâie, cât mai degrabă rășină elemii. Asta e cel puțin impresia mea. Nu există listat acest ingredient, dar încerc să mă gândesc că există o tendință ușor rășinoasă, dulce, afumată, care n-aș putea să leg această senzație de elementele listate, cel puțin la nivel oficial. Un parfum care e liniar, nu se dezvoltă spectaculos, ceea ce simți în momentul când miroși direct din atomizor versus ceea ce simți la aplicare și la final, se menține cam în aceeași tendință, nu suferă transformări. Dar trebuie să spun că miroase super, super fain. Elegant, masculin, chiar dacă figurează unisex, un parfum cu o tendință matură, nu știu în ce măsură va fi chiar un deliciu pentru toți cei care vor interacționa cu acest parfum, dar pentru cei care sunteți pasionați de parfumuri mai masculine, cu o tendință suficient de elegantă și în același timp exclusivistă, ca mirosind îmbrăcat în piele curată, proaspăt cumpărat atunci acel sacou de piele sau eu știu ce alt accesoriu vestimentar din piele, acest parfum exact acea imagine îți transmite prin intermediul experienței olfactive. Haideți să vă spun acum că am numărit partea de compoziție, ceea ce se simte la aproximativ 12% de la aplicare. Deci este o tendință de piele foarte difuză acum ca senzație, însă mai degrabă simt o tendință lemnos-rădăcinoasă, deci vetiverul cu lemnul de cedru și proaspăt, fresh. Cred că aici vine și influența dinspre ISO E Super. Miroase foarte bine, miroase chiar foarte, foarte abordabil, iar ca idee, nota de vetiver, v-aș da o referință unde am mai simțit acest I sau această interpretare a notei de vetiver în Grey Vetiver a lui Tom Ford, apa de parfum. Plus că mai am avut o experiență și cu West Indian Lime, dacă țin eu bine minte, un parfum de la Crabtree and Evelyn. L-am testat cu foarte mult timp, nu foarte mult timp, acum 3 ani, dacă nu mă înșel, și cam aceea senzație am simțit-o în parfumul de la Crabtree & Evelyn cu ceea ce simt în parfumul de la Inisio. O tendință de vetiver curat, efervescent, proaspăt, imaculat. Acum, după ce v-am spus ceea ce se simte la aproximativ 12, haideți să aplic, să vă spun și ceea ce se simte proaspăt în momentul când aplic. Ok, asta e. Sticlele de cerul de la Inisio vin într-un singur volum, 90 de mililitri, concentrația pentru parfumul acesta este apă de parfum. Aici am și cutiuța pentru cei pasionați de ambalajul parfumurilor, este o cutie destul de solidă, cred că este un material plastic și toată această cutie vine îmbrăcată într-o cămașă, tot așa dintr-un carton subțire elastic care se pune direct pe cutie. Ok, haideți să vă spun ceea ce se simte în deschidere. Deci în deschidere o piele curată, proaspătă, efervescentă.
Chiar dacă am mai testat parfumul de la Memo Paris pe piele, nu am întâlnit această senzație foarte intrigantă în același timp. Deci o pielărie fresh. Deci miroase foarte bine, ca și cum miroși în același timp ceva efervescent, cu o tendință, nu pot să-i spun citrică, dar mai degrabă efervescentă, ușor dulce, influența ușor rășinoasă, consider-o dinspre lemii, cu o tendință de piele curată, proaspătă, băcită și vopsită. Excelent miroase. Masculin, curat și în același timp elegant și abordabil. Bun, un parfum care vine clasificat unisex, însă mai degrabă îl văd potrivit pentru un bărbat, de asemenea din punctul de vedere al perioadelor optime, când cred că acest parfum merge purtat fără niciun fel de reținere, primăvara și toamna. Cu siguranță iarna, cu siguranță vara. Aici totul ține și de aspectul termic unde îl vei purta. La temperaturi foarte reduse acest parfum lucrează foarte bine, dar această tendință fresh s-ar putea să nu dea bine așa ca senzație termică. De asemenea, la temperaturi foarte ridicate, iarăși nota de piele cu o tendință ușor întunecată, ușor rășinoasă, iarăși nu dă bine. Deci temperaturile medii ar fi cele mai indicate pentru felul cum miroase acest parfum. Un parfum care, din punctul de vedere al ținutei și ocazilor, zonă profesională, cu siguranță, ținută elegantă, aici mă gândesc semi-formal, formal. Așa cum am spus, în zonă profesională, mediu conservator, mediu rigid, dacă ești constrâns să lucrezi doar la costum, acest parfum prinde foarte, foarte bine. Situații sobre, de asemenea, ieșit în oraș, la concert, la teatru, cină, etc. Deci oriunde aveți nevoie de o ținută cât mai prezentabilă, cât mai impecabilă, acest parfum se cadrează perfect, mai ales pe un bărbat. Sunt absolut convins că vor fi și doamne care vor aprecia genul acesta de pielărie, dar nu știu în ce măsură se va potrivi la felul cum miroase acest parfum cu caracterul persoanei sau personajului feminin. Acum că am lămurit partea de situații și vestimentație. Vârsta pentru acest parfum, cred că de la un 30 de ani în sus ar fi cel mai indicat. Este un parfum care denotă în același timp eleganță și clasă. Chiar dacă este un parfum pe notă de piele, care notă de piele este folosită foarte frecvent în parfumerie, așa cum am spus, nu m-am întâlnit cu genul acesta de combo. Chiar dacă am mai testat parfumuri cu o tendință de piele verde, cu o tendință de piele florală, aici discutăm de cu totul altceva, o specie diferită, care miroase foarte, foarte bine. Chiar dacă sunt pasionat eu așa de parfumurile pe pielărie și am tot felul de parfumuri pe acest ingredient în tot felul de combinații, în tot felul de concentrații și care îmi transmit tot felul de stări, acesta este, să-i spun eu, diferit. Este un parfum care denotă eleganță, sofisticat, în același timp maturitate și este un parfum care îl văd cel mai bine chid că este clasificat un sex, purtat de un bărbat. Dă foarte bine pe un personaj, pe un caracter mai matur, care se îmbracă cât de cât adecvat pentru situațiile unde are nevoie să interacționeze cu tot felul de personaje și în același timp să aibă și un accesoriu olfactiv care cadrează și cu evenimentul, ca de asemenea și cu vestimentația. Deci nu este un parfum care l-aș vedea în situații de suete, gen mă duc în supermarket să cumpăr 3 kg de cartofi mirosind ca și cum ai coborât dintr-un Bentley. Nu dă bine. Am tot auzit porți când vrei, cum vrei, nu e chiar așa. Adică trebuie să facem un pic distinția dintre a nu fi snob și a purta un parfum sau a purta orice atunci când este momentul să porți acel orice. Acum, revenind la partea de performanță. O performanță foarte bună în cazul acestui parfum, longevitate de minim 12 ore la nivelul pielii, proiecția este bună undeva la aproximativ 3 ore. După 3 ore parfumul începe să se contracte și se adună la nivelul pielii. Contaminat pe accesoriile vestimentare, în cazul meu mânecile de la cămașă sau manșetele de la cămașă și guler, se extinde și longevitatea, ca de asemenea și proiecția. Eu chiar și acum, dacă ies să miros în locul unde s-a contaminat, încă miroase destul de potent. Acum, după ce am lămurit punctele importante ale acestui parfum, o concluzie pentru Divine Attraction. Nu știu în ce măsură va fi atracție divină pentru majoritatea, însă din punctul meu de vedere este un parfum reușit. Las la o parte scorurile pe care le vizionați pe site-urile de specialitate, nu sunt relevante. Testul suprem este testul pe propria piele. Un parfum care, din punctul de vedere al versatilității, nu este chiar un parfum ușor de purtat, nu este un parfum chiar pentru oricine, ci mai degrabă pentru cei care apreciază acest ingredient al notei de piele în parfumerie. O piele proaspătă, foarte abordabilă pentru pasionații genului, performant, adică își face treaba și longevitate și proiecție, super elegant ca mesaj olfactiv, deci pentru situații și ținute cât mai elegante.
astfel încât, chiar dacă consider mai degrabă masculin decât unisex, din punctul meu de vedere consider acest parfum de nota 9. Un parfum, repet, foarte bine realizat, un parfum pe o piele impecabilă, nu e nimic murdar, nu este nimic îmbâxit, indolic sau cu tot felul de senzații care s-ar putea să fie repugnante pentru anumite persoane. Deci un parfum care chiar îl recomand pasionaților genului, dacă au ocazia, fie în magazin, fie prin alte surse, să încerce acest parfum, să-l testeze, să vadă un pic cam cum miroase un parfum cu o pielărie fresh, abordabilă, dar nu chiar atât de ușor de purtat. Astfel că, dând nota nouă acestui parfum, voi pune capăt acestui clip aici. Mă bucur că am avut din nou ocazia să vă prezint un parfum de la Casa Inisio, de asta dată un parfum pe care îl dețin în colecție. Vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii m-ați urmărit. Dacă v-am trezit interesul, cu atât mai bine, poate aveți ocazia să testați acest parfum. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune, iar până data viitoare, când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți. Numai bine!